Aceste imagini sunt de pe breteaua care leagă autostrada A1 de drumul național Pitești-Slatina și pe care, până la ora 6 dimineața, nu trecuse niciun utilaj de la drumuri. Nu este singurul în această situație și pe drumul vechi către București, dar și pe alte drumuri din Argeș s-a circulat greu. Pe autostrada Pitești-București, 3 tiruri, 3 dube și mai multe autoturisme au ieșit în decor din cauza zăpezii și a poleiului. În Dolj a început să ningă încă de noaptea trecută. Drumarii au ieșit imediat cu utilajele și au acționat cu material antiderapant pe toate drumurile naționale și județene, dar și pe drumul expres. Nu s-au înregistrat accidente în trafic.